Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 16 iulie 2020. Presiunile unui lider. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Predicatorii își pregătesc predicile, învățătorii își planifică lecțiile, contabilii se frământă cu cifrele, mecanicii se luptă cu motoarele, dar nu există nicio instituție de învățământ superior care să te poată pregăti pe deplin pentru presiunile cu care se confruntă un lider. Lucrul acesta se dobândește numai prin pregătire pe teren. Pavel pune presiunile unui lider alături de a fi biciuit, bătut, lovit cu pietre, trădat, naufragiat. Este unul din motivele pentru care peste 20% dintre pastori spun că n-ar mai face același lucru dacă ar fi să o ia de la capăt. După cum a spus autorul Zig Ziglar, în vârf te simți singur. Dacă ești lider în oricare din domeniile vieții, și majoritatea dintre noi suntem fie că ne dăm seama, fie că nu, responsabilitatea nu numai că se oprește la ușa ta, dar nu o poți muta de acolo nici cu buldozerul. Ca lider, auzi prea puține atunci când lucrurile merg conform planului, dar când ele nu merg bine, să te ții. Liderii atrag critica la fel cum un picnic atrage muștele. Autoritatea și influența asupra oamenilor vin întotdeauna cu un preț. Liderul va plăti costul în timp, gândire și încredere. Contribuția lui constă în asumarea zilnică a riscurilor, într-o muncă perseverentă, o gândire vizionară și în rezolvarea problemelor. Dar cel mai mare cost este să ai de-a face cu oamenii, mai ales cu aceia care poartă aceeași uniformă, dar nu sunt de aceeași parte a baricadei. La aceștia se referea și Apostolul Pavel când s-a pomenit în primejdii între frații mincinoși, cum scrie în versetul 26 din 2 Corinteni 11. Dacă trăiești astfel de experiențe astăzi, ia pentru tine cuvintele spuse de Dumnezeu lui Moise în Exodul 33 de la versetul 21. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Care este răspunsul la presiunile specifice unui lider? Conștientizarea prezenței și lucrării lui Dumnezeu în viața sa.